Capricile iubirii. În gala de vineri s-a aflat răspunsul întrebării ce a fost supusă votului publicului săptămâna trecută. Răspunsul la întrebarea vă doriți ca Adrian să se reîntoarcă în casa Mireasa și să-și continue povestea alături de Daria a fost... da, în proporție de 70,46%. Mulțumesc foarte mult! Hai, bă, că nu scăpați de mine! Mulțumim din suflet! Bine ai revenit la Mireasa! Vă mulțumesc foarte mult! Hai, nu știu ce să zic! Mulțumim din suflet! Darian și Adrian au început să profite de momentele pe care le pot petrece împreună atunci când ușile sunt deschise. Când am ieșit din casă în vinerea aia... După ce ne-am salutat? Sau vinerea când ai ieșit tu? Nu, vinerea când am ieșit eu. Ok. Sâmbătă primisem un mesaj. De la o tipă care... Vezi, doamne, era susținătoarea mea. Și am primit de la susținătoarele mele capturi și toate chestiile astea. Acum că aia vorbea că ar fi intrat pentru mine în casă, că nu știu ce, că nu știu cum, că nu știu ce, că nu știu cum. Ar fi vrut să intre. Ar fi vrut să intre, da. Și așa, am vorbit cu ea. După un timp, susținătoarele mele mi-au zis din cine e fata aia. Și era pe... m-am uitat la ea pe Instagram și la follower se l-avea de cu Andrei. Că de aici a început toată discuția cu mediul online între mine și el. Așa. Și am vorbit cu ea. Și acum ce îmi spun ele? Că, bă, tu mergi înainte, adică ții, fă-i jocul ei să vedem cam până unde ajunge, înțelegi? Așa. Ca după ăla să facă live și ca să mă amenințe pe mine cu convorbirea cu ea. Și poate cât ți apare, poate primești scrisori, ceva, gen. Dar nu-s curioasă, Adrian. Mă, eu zic, în caz de... Mă, dar nu pasă. Că l-am văzut că... după aia, că vine la... Că l-am văzut atunci că vine la Capricii și zic că... Dar nu-mi pasă, Adrian, nu-i fericită că ești cu mine. Nu, mă, eu vreau să zic, adică nu, să nu crezi că... Dar nu-mi pasă. Că ieșisem când sunt... Nu, mă, ce ai, ești nebun. Dar nu-mi pasă de astea. Că în sâmbătă aia făcusem eu live cu el și el mi-a zis mie că... Nu știu cine i-a scris. Ți-a scris Andrei ție? Da, și nu i-am răspuns. Să scrie că ce? Am făcut live cu el, nu știu ce, m-a întrebat de tine, mi-a zis că să nu pun botul, că nu știu cum. Ți-a primit un mesaj, înțelegi, în live care s-a făcut cu el. Că ce faci? Eu aștept pe Daria și faci, îl dau, aștept pe Daria. În decembrie ne vedem. M-am uitat așa la el, s-a uitat la mine. Zic, bă, băiatule, poți să aștepți tu mult și bine că degeaba aștepți. Andrei e o persoană neimportantă pentru mine. Da, dar nu știu, adică nu aș fi vrut să vină așa dintr-o dată, bu. Vin să te rog pozele. Da, te rog, ce-ai primit? Bine, știu că ai primit multe. Hai să mergem sus. Mă duc să fur, bre. Ce rău îmi pare că mi-a murdărit tati, da, și... Ce faină îi! Îți place? Aveam și eu nevoie de perne, că n-aveam pe ce să dau. Te-am pus acolo sus pozele. Și asta mi-o pun așa. Că ursul pun așa și asta o pun așa. Noaptea, că seara m-a dormit, mă uitam la ea și dimineața când m-am trezit, tot gata, ia un sto. Astea îmi plac mie cel mai mult. Cu noi. Sunt cam cele mai faine. Asta e mișto. Uite-te cum te uitai. Bă, ce-mi place, frate, n-ai cum. Și astea sunt doar primele. Tu știi cât de dor mi-a fost mie de tine și ce muream când mă uitam la televizor și te vedeam tristă că stăteai. Mai ales la partiu trecut, te-am văzut că te-ai pus acolo jos în fața la televizor, stăteai și te uiteai cum dansau cuplurile. Îmi venea să plâng. Și tata aia mă sura pe mine și zice că unde sunt. Vai, mă. Uite, așa și celelalte, astea sunt mai multe. Ce că vânam muște. Da. Chiar am primit multe mesaje. Și de bine și de rău. Hai, zic că mi-ai scanat profilul. Nu m-am uitat. Du-te, mă! Bă, cine mi-e? Și cum ai la legătura cu prietenea mea dacă nu pe contul meu? Asta nu se zice. Du-te, vezi, mă, că nu-s fraieră. Ai vorbit la telefon cu ele? Pe video. Cu Dea și cu Bia? Și ce au zis fetele? Ce să zic, că să fii tu.
gen, că eu de-aia atunci ți-am trimis mesajul ăla, scrisoarea. De ele te-au contactat? Da, da, eu habar n-am cine era. Ai văzut că-ți scriu eu? Cum a fost să vorbești că ele sunt faine? Chiar acolo, da, poți, Dea și, da, Dea și Bianca. Caterin Cărău, adică... Da, Dea e nebună. Dar și Bea e, nu e sănătoasă. O, Bea e mai aia, nu e normală. La acum în iunie are nuntă. Nu e sănătoasă. La Mediaș, unde e Sergiu. Nu e sănătoasă. O enervase atunci, că nu spui chestiile cu mine. Poa. Da, și cum vorbea de din. Da, 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 mi-a trimis un video, stăteam rădeam ca prost și zicea, uite, a ieșit. Nu înțeleg, cum poate, fată. De ce nu zice? Ea a stat în Grecia foarte mulți ani. Nu înțelege română, adică o înțelege de așa și când vorbea și zice ea și face gura. Zic, tu română, tu zic ca lumea. Ce nu înțelegi, fată? Mi-au spus să spun că să stai liniștită, că totul e ok. Au fost supărate pe tine, dar au trecut. Zic, Doamne, trebuie să fii mai... Ce ți-am zis și eu, să fii mai sigură pe ceea ce spui. Înțelegi că, băi, că e de bine, că e de rău, că să supără lumea, că nu să supără lumea. Verde în față, adică nu mai sta să... Vai să nu deranjez, gen din respect, să stau să tac, să stau să fiu cu bun simț, să stau să nu știu ce. Și că tot de tot ce ai nevoie să te duci să le spui, dar să le spui pe nume, gen să nu pară că te duci și cerșești. Adică să le zici lor, că ele te ascult. Tu oricum mereu să uită la tine. Da? Nu vine să cred. Capricile iubirii. N-am înțeles-o pe aia. Ce, o pregătești pentru ceva? Pe... Nu, nu înțelegi, nu. Nici n-am înțeles. Deci mai zi o dată. Tu ai avut niște, tu ai niște susținătoare care? Ah, nu, partea cu Andrei, spuneți. Așa. A fost eu vinerea când am ieșit din casă, luasem legătura cu... Nu, fix sâmbătă, luasem legătura cu el. Eu îmi scrisese mie. Cu Andrei. Da. Și nu i-am răspuns, pentru că aveam multe mesaje. După care mi-a zis să facem un live amândoi, am zis că ok, facem un live amândoi. Și a primit în acel live un comentariu în care lumea l-a întrebat pe el dacă el o așteaptă pe Daria. El a spus că da, că o așteaptă pe Daria și că se vor vedea în decembrie. Și eu am zis, pot să aștept o mulțime că aștept degeaba, gen nu e ceva care... După care am primit un mesaj de la o fată. Acea fată era avea la urmăritori decât pe el. Susținătoarele mele știau... Era un cont fals, după părerea ta? Nu. Nu. Susținătoarele mele știau cine este fata aceea. Păi da, dar când există un cont și nu are decât un singur urmăritor... Nu, un singur nu, doar că în comun. A, prieten comun, ok. Da, l-avea decât pe el. Uh-huh. Și ele știau cine este fata aceea și mi-au spus și mie cine e și tot. Cine era fata aia, că tot n-am înțeles. O prietenă de-a lui. Ok, și el crezi că a pus-o pe fata aia? Da, după conversațiile mele cu ea, le ajunseseră la el. Aha, am înțeles. Practic, el avea un plan ca da, să... Da, ceva de genul, am vrut să... Iarate, dar e cine ești, că tu nu ești așa serios. Am vrut să facă pe justițiarul și nu prea i-a ieșit. Da, mi se pare că aici nu a fost așa. Deci ar trebui să aștept să primești niște screenshot-uri. Ce demonstrează că e stare afară. Nu, adică și pe mine m-a răsat un pic uimit, dar eu știam deja despre ce e vorba, pentru că ele mi-au spus că acea fată comenta la orice urca cu dar mine. Care crezi că era interesul să aibă el o relație cu Daria? 100%, da. Păi mi-a și spus chestia. Păi da, dar nu trebuie să vrea și ea? Păi aici măi, știu, prea dar, sunteți în tragediile shakespeariene, în care... Nu, doar că am vrut să văd cam până unde poate ajunge chestia asta. Și când am văzut că deja începe să facă public o conversație cu mine, am zis, stai un pic. Te-ar deranja dacă în viitor Daria ar face live cu el sau ar discuta sau s-ar vedea? Deloc, nu. Pentru că am prea mult încredere în ea încât să știu... Păi și tu ce ai vorbit cu fata aia acum? Stai că te iau și eu pe partea ailaltă. Nu am vorbit mare lucru, nu a fost ceva... I-ai zis ceva de ce ți-aș face, de te-aș prinde, de ne-am întâlnit? Chestiile astea. Ceva, adică nu și ce? Nu, am vorbit cu ea... Banalități? Da, ceva de genul. Ai spus că ea voia să intre în casă pentru tine. Da, din cât mi-a spus și ea și din cât mi-au spus și sunetele mele, mi-a zis că da, ea ar fi vrut să intre în casă pentru mine, doar că nu s-a dus conversația la un alt nivel. În cazul ăsta deja nu se mai poate pentru că tu ți-ai făcut o relație, dar o invităm să se scrie pe casting. Să vină. Da. Și tocmai de aia zic, adică am rămas un pic uimit când a văzut că deja el face public o conversație cu mine și fata aceea. Bun, hai să revenim însă la situația dintre voi doi.
De când te-ai întors în casă, cum e treaba? Foarte bine, foarte, foarte bine. Nu mă așteptam, nu decurge totul cum... Cum ce ai fi dorit. Da. La fel pot să spun și eu, chiar e totul foarte bine, ne înțelegem și mai bine. Daria e altfel de când te-ai întors? Nu. Nu e mai afectuoasă? La asta se referea? Ah, da, așa, da, aici, da, da. Adică da. Este aceeași persoană, doar că se leagă povestea de iubire. Da, da. Ok, ca să înțelegem și noi, adică să nu spui, Daria e la fel ca înainte, păi, înainte... No, înainte nu. Da. Iată o vota la eliminare, doamna Maria. O pune acolo pe listă. Și la tine cum e treaba? Sunt foarte fericită. Că erai leșinată cu cățelul după tine, oriunde te duceai, era cățelul ăla cu tine. Îmi plac golul ăla care acum e Adrian aici, e bine. Am fost foarte supărată și chiar le mulțumesc încă o dată susținătorilor că au crezut și cred în noi și că l-au redus înapoi. 70 și ceva la sută. 70 și ceva la sută, da.